că România se confruntă cu cele mai mari scumpiri din ultimii 17, chiar 18 ani, iar Banca Națională se pregătește să ia o decizie crucială pentru a opri acest val, însă vine cu reversul medaliei. BNR va decide cu cât va crește, pe de altă parte, dobânda cheie, asta în condițiile în care românii se confruntă deja cu cele mai mari dobânzi. Colegul meu, Alex Vlădescu, vine cu toate informațiile ce înseamnă o creștere a dobânzii cheie și dacă poate face ceva, iată, executivul Alex, să nu mai crească ratele atât de mult sau asta este singura soluție, Banca Națională să majoreze dobânda cheie, ceea ce înseamnă creșterea ratelor pentru cei care au împrumuturi în lei, tocmai pentru a contracara toate aceste scumpiri pe care le resimțim. Te ascultăm! Bună dimineața! Pentru a opri inflația record pentru ultimii 17 sau chiar 18 ani, așa cum bine spuneai și tu, Gina, iată că cei de la Banca Națională au acest instrument la îndemână să crească dobânzile, însă ele sunt deja la cel mai mare nivel din ultimii ani, din ultimii 2 ani, de exemplu, dacă ne uităm la indicele ROBOR la 3 luni, în funcție de care se calculează ratele pentru în funcție de care se calculează dobânzile pentru creditele luate în lei înainte de luna mai a anului 2019. Peste doar 2 zile, cei de la BNR urmează să se întâlnească și să decidă cu cât vor crește dobânda cheie. Va fi din nou semnalul pe care vor da către toate celelalte bănci că trebuie să majoreze dobânzile. În acest moment, dobânda cheie se situează la 2% și a crescut în ultimele 3 ședințe consecutive de politică monetară, adică în ultimele 3 luni, potrivit datelor furnizate de BNR. Analiștii economii se așteaptă ca dobânda cheie să fie majorată de această dată cu 0,5%, nu cu 0,25%, cum s-a întâmplat până acum. ROBOR la 3 luni, vă spuneam că este la cel mai mare nivel din ultimii 2 ani, 3,19% potrivit datelor furnizate de BNR ieri. Asta înseamnă că pentru un credit de 225.000 de lei, adică de 60.000 de euro pe 30 de ani, cu rata în prezent este de 1.450 de lei. Dacă ROBOR ajunge la 3,5%, atunci rata va ajunge la 1.500 de lei și dacă ROBOR crește la 4%, ceea ce este de așteptat în următoarele luni, atunci rata va ajunge la 1.773 de lei.